Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Oana Puiu, gazda dumneavoastră din această seară. Nevoia de frumos și dorința de a împărtăși cu ceilalți această latură estetică nu va dispărea niciodată. Alături de mine, în platoul de televiziune Infinit TV, se află Diana Bălteanu. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Diana, spunem te rog, un model de pantofi foarte bine ales poate completa o ținută și să-i dea acea notă specială? Cu siguranță! Pantofii sunt o investiție extrem de bună mai ales că pot fi purtați în diferite circunstanțe, se pot asorta atât în ținute de zi, de seară, iar un pantof bine ales va completa o ținută cu adevărat specială. Sunt accesoriile care completează orice ținută, indiferent că vorbim de ținute de zi sau de seară. Și cum a început pasiunea ta pentru pantofi? Pasiunea mea pentru pantofi a început în urmă cu șapte ani, când am descoperit o franciză, un magazin de tip franciză, ce produce modele pantofi și poșetă, deci da. seturi asortate exact, pantoful cu poșeta, din materiale textile tradițional orientale. Din dorința de a avea accesorii mai colorate, probabil. Ținuta mea, în general, nu este extrem de colorată pe partea vestimentară. Îmi plac culorile monocrome, cumva... Nu, nu foarte ieșite din comun. Dar am apreciat întotdeauna accesorile colorate. Și atunci când am văzut accesorii colorate care ies din tipar, mi-au atras atenția imediat. Și m-am tu... hotărât să le aduc în România. Am înțeles. Iar tu la bază ești? Antreprenor. Am studii economice pe domeniu. Cine nu am studiat moda. Am înțeles. Nu. Și totuși, cine te-a îndrumat spre acest drum? Nu m-a nimeni, este pură pasiune, cred că din totdeauna am avut o pasiune pentru modă, pentru make-up, pentru tot ce ține de frumos și de a ieși puțin în evidență. Și tu mergi la prezentări de modă? Da, da, evenimentele de modă, orice, la toate suntem prezenți, pentru că în tot acest timp ne-am făcut permanent cunoștințe în domeniu și suntem invitați la toate evenimentele de gen. Iată că mă rulează câteva imagini frumoase. Sau cu seturile cu... asortate, pantoful cu poșeta, fie că e vorba de modele sport sau elegantă. Întotdeauna avem nevoie la pantofi de o poșetă asortată. Și aici avem sneakers. Exact. Pe care îi purtăm ziua, bănuiesc. Exact, da, da, da. Ele, sneakers și, și pantofi sport au fost la început căutate pentru zi, toată ziua, la muncă, la... Dar în această vară am avut o surpriză foarte mare, s-au căutat foarte mult pentru evenimente speciale, pentru nunți, în special, pentru că au fost foarte multe evenimente de zi unde s-a căutat o ținută ușor spre casual, nu a mai fost atât de elegant și s-au căutat foarte mult și aceste modele sport, gen balerini sau sneakers pentru chiar pentru nunți. Și avem și pantofi cu toc, colorat. Iasortăm la fel cu poșete. Da, nu în ațelit. general poșetele vin în diferite dimensiuni, pentru că de exemplu, modelul acesta vine cu o poșetă mai mare, pentru că sunt, este un model de zi, practic. Ce vine cu o poșetă mai mare, de obicei noi o încadrăm pentru zi, mai mult. Ce vine cu un plic elegant, este încadrat la categoria foarte elegant și merge doar la ținute de seară, la rochi și doar la evenimente speciale. Spunem, Diana, ce anume face ca o pereche de pantofi să fie atât de dorită? Uh, pantofii, în primul rând, din punctul meu de vedere, cred că confortul contează foarte mult la pantofi și designul atipic. Cred că sunt elementele principale ca să te poți simți bine. Dacă pantoful este confortabil, tu te simți bine și arăți asta. Iar designul atipic, cu siguranță, va completa orice ținută. Trebuie să fie versatil. Nu poți achiziționa un pantof și să-l porți doar într-o singură ocazie, pentru că nu e o investiție bună. Trebuie să-l poți purta în diferite ocazii, de dimineață până seara, în orice ocazie. Și ne alegem pantofii și în funcție de personalitatea noastră. Corect. De aici și culorile îndrăznețe. Noi cel puțin avem o nișă destul de clară a clienților pe care ne bazăm. În special toate produsele sunt extrem de colorate, cu printuri foarte de extravagante, în culori tari, însă moda din ultima perioadă ne-a ajutat foarte mult, pentru că totul tinde să meargă spre culori foarte puternice. Și dacă pantofii sunt îndrăzneți, ținuta cum trebuie să ținuta fie? Ținuta trebuie să fie mai puțin îndrăzneață, cu siguranță, însă, chiar dacă acum la modă sunt foarte mult culorile tari, roz, verde, galben, cred că ați văzut peste tot pe stradă, doar costumele acelea din două piese în culori foarte tari. Nu este o greșeală să punem un pantof identic, în aceeași nuanță. Cromatic arată foarte bine, totul e ok. Dar, în momentul în care ținuta este în all black, de exemplu, și punem un pantof colorat și cu o poșetă colorată, atunci pantofii sunt vedeta ținutei. Depinde ce anume vrem să punem în evidență. Dacă vrem să punem o rochie în evidență foarte colorată sau cu un design aparte, pantofii îi alegem puțin mai cuminți. Și ce ne pregătesc designerii pentru sezonul toamnă-iarnă? Pentru sezonul toamnă-iarnă ne pregătesc culori, la fel. <laughs> um, o tendință foarte mare în ultima perioadă sunt tocurile cele foarte diverse cu forme geometrice de la cerc, pătrat, tocurile evazate. Se tinde mult spre confort, dar și spre design atipic, pentru că am avut do doi ani de zile în care s-a tins extrem de mult spre confort, spre sneakers, spre talpă joasă, fără toc. Deja au început să reapară tocurile, însă tocurile stabile și confortabile. Se mai poartă cismele peste genunchi? Da, se An da. în continuare. An acesta chiar pe podiumurile de modă au revenit cizmele peste genunchi, însă cu o înălțime mai mare decât de obicei. Cu o înălțime undeva pe la mijlocul uh, piciorului, mult sub, despre genunchiului. Și din ce materiale sunt confecționate? Uh, culorile foarte sclipicioase au revenit. Uh, pentru că influența din acest uh, sezon este sunt anii 2000. Uh, 90 2000. Argintul destul de aproape. Exact, argintiu foarte mult se poartă uh, modelele metalice shiny, mm -hmm. dar acestea sunt piese de bază care sunt piese statement, ce vor pune în evidență ținute însă ținute elegante. Pentru zi cu zi au rămas ciocatele dar adaptate anilor în care suntem, în culori de toamnă, negru, maro, griuri, care imediat le asortez în ținutele de toamnă- iarnă. Am înțeles, aici chiar voiam să ajung, dacă se poartă în continuare cismele de cowboy. Exact, și, da. Se și poartă cum, în cu ce continuare ținute le purtăm. Uh, Sunt unele, cred, dintre cele mai căutate modele. Noi am avut întotdeauna minim 2 trei modele pe an, chiar dacă nu s-au căutat atât de mult, noi am avut întotdeauna în colecția noastră uh, ciocate. Pentru că oferă întotdeauna un efect elegant. Chiar dacă ele sunt de zi cu zi, le poți asorta la jeans, la un trench. Sunt extrem de la versatile. un pantalon scurt? Exact. Extrem de versatile. Se pot purta în orice sezon. Nu doar în sezonul de toamnă-iarnă. Am observat în ultimul timp, vedem vara Fete care asortează ciocatele la pantaloni scurți, la fustă, chiar dacă este vară. Și pentru materialele sunt, sunt mai blânde. Exact, exact. <laughs> Ce inspiră pe creatorii atunci când realizează modele de încălțăminte? Cred că inspiră oamenii și cerințele oamenilor, pentru că pentru asta lucrăm practic cel mai mult. Toată lumea își dorește în ultimul timp confort foarte mult. Dar vrea să iasă și în evidență cu ceva. Modelele clasice de pantof negru nu mai sunt de actualitate cu siguranță, și toată lumea își dorește ceva să iasă în evidență, dar să fie și confortabil să-l poată purta în diferite ocazii, cu diferite ținute. Și atunci trebuie să surprinzi cumva clientul în momentul în care îi ofer un pantof care chiar îi satisface fiecare dorință. Iar pantoful stiletto se vinde în continuare incredibil de bine? Da. da Cel mai bine vândut model este pantoful stiletto. Noi, în mare, în mare parte, aducem doar modele stiletto cu, așa, mici, câteva modele cu vârf mai rotund, poate la ghete. Cu siguranță, sezonul acesta vor veni foarte mult cu vârf ușor pătrat pentru că oferă confort sporit, dar stiletul rămâne, și pe modelul de botină, tot stiletul rămâne cel mai căutat, cel mai confortabil și cel mai ușor de asortat. Tu preferi vârful ascuțit, vârful rotund sau vârful pătrat? Eu prefer doar vârful ascuțit, nu am în garderobă niciun pantof fără vârful ascuțit. Și câte perechi de pantofi ai în garderobă? Prea multe, cu siguranță. La început, când am deschis prima dată magazinul, era probabil, nu știu, eram foarte entuziasmată și opream cel puțin trei modele pe lună. Însă, ulterior, <laughs> am început să mai opresc din pasiunea mea. Și am, am mai stopat uh, puțin, mai opresc, așa, o dată pe lună. Cumva ai început să-i întreții, să poată fi purtați eventual mai multe sezoane. Ideea este că dacă investim într-o pereche de pantofi de calitate, aceștia vor fi cât se poate de versatili. Care este secretul în îngrijirea pantofilor? Trebuie adaptați foarte bine ținutei. În momentul în care îi purtăm. De exemplu, dacă ne adaptăm pantofii de muncă, trebuie să fie pantofi de muncă, pantofii de ieșit seara în oraș trebuie să fie pantofi de ieșit seara în oraș. Să-i alternăm permanent ca să nu uzăm uh, aceeași pereche de pantofi. Eu am uh, pantofi de 6 ani care, încă îi port, arată impecabil, la fel, dar cu purtări destul de multe, nu doar ocazional, o dată pe an sau nu. Sunt anumite soluții speciale pe care le putem folosi sau le găsim și noi așa prin casă? Sunt și soluții speciale, dar depinde și de materialul din care sunt făcuți. De exemplu, cel mai greu este de întreținut pielea întoarsă. Iar pentru asta trebuie neapărat soluții speciale. O piele normală o îngrijim și noi acasă cu o cârpă, ușor, fără mașina de spălat, exclus mașina de spălat, indiferent că este vorba de material textil. Mașina de spălat nu face bine pantofilor, dar cu soluții speciale pentru materiale mai greu de întreținut, mai sunt pielea de căprioară tot felul de blănuri, Avem botine făcute doar din blană pentru cele cu siguranță trebuie ceva special. Există acea presiune din partea designerilor de a vinde tot mai mult și tot mai mult și își dau cumva toată silința să creeze și să se reinventeze? Tu ce uh, ai observat? Da, există. Uh, cel puțin în pandemie a fost o problemă foarte mare pentru că nu mai căuta nimeni pantof cu toc. Atunci a trebuit toată producția să se schimbe radical. Mai, nu s-au mai produs pantofi cu toc, s-au produs doar pantofi camoși, doar pantofi așa de ieșit din casă, până la un moment dat când efectiv s-au făcut pantofi de casă, de papuși de casă, de stat în casă ca să satisfacem uh, clienții. Cumva v-ați adaptat contextului și ați schimbat cumva așa traiectoria exact, exact. modei. Exact, trebuie permanent să observ clientul ce își dorește, care sunt trendurile actuale, ce își doresc oamenii și atunci să te adaptezi pentru, pentru tine în special, dar și pentru client să nu te piardă din vedere, pentru că noi ne bazăm permanent pe aceiași clienți fideli. Și unde se vinde cel mai bine? În magazin, magazinul fizic sau în online? În online. <laughs> În ce mai mare parte online, dar magazinul are momente, are sezoane, practic. Sezonul nunților întotdeauna e super aglomerat, vara aceasta a fost una foarte aglomerată pentru că au fost extrem de multe evenimente. S-a revenit la evenimente de zi, de seară. Probabil acum octombrie, noiembrie de obicei, e o pauză la magazin, puțin mai slab, dar după decembrie, ianuarie, februarie sunt luni top. Și pantoful de mireasă, ce are deosebit? Pantoful de mireasă trebuie să fie cel mai comod. Cel mai comod. Miresele nu mai merg pe tradițional. Anul acesta n-au mers deloc pe tradițional. Extrem de puțin a fost căutat pantoful alb sau dau albă. Spre deloc. Majoritatea s-au orientat spre un argintiu, spre auriu, ivory, ceva majoritatea vor să mai poarte pantoful și în alte ocazii, nu doar ca mireasă. Trebuie făcut o investiție foarte calculată. Pantoful alb am observat că se poartă și la ținutele casual. Exact. Pantoful alb anul acesta a fost căutat mai mult pentru ținute, casual, dar noi am avut modele chiar casual, cu ținte, cu accesorii care să ofere posibilitatea de a-i purta mai ușor în de zi cu zi. Adeseori putem vedea pantofi asemenea bijuteriilor. Personal, admir foarte mult accesoriile care, pe care le putem pune la pantofi. Ce accesorii aveți voi? Deosebit. Uh, noi, în mare parte, nu folosim accesorii foarte multe la pantofi, pentru că eu consider că pantofii pe care îi comercializăm noi sunt în sine accesorii extrem de puternic colorate. Uh, dar la modelele, de exemplu, s-au purtat foarte mult anul acesta pantofi satinați uh, din saten, de diferite culori. Întotdeauna am folosit broșe uh, cu diverse pietre, uh, cu sclipici pentru a oferi o notă de eleganță. Satenul de obicei nu iese foarte mult în evidență dacă este în culori fade. închise, exact, mm. sau fade. Iar atunci, un plus de sclipici întotdeauna îl va scoate din anonimat. Da, avem și niște imagini, sunt pantofi foarte colorați, foarte plăcuți. Acești pantofi merg la evenimente sau îi putem purta și la o duminică la plimbare. Aici, cred că diferența o face tocul. Uhum. Un toc înalt întotdeauna îl purtăm mai mult la ocazii speciale, dar un toc mediu, cel mai căutat toc fiind cel de 7-8 cm, da. acela îl putem purta oricând. Dacă ar fi să punem așa pe categorii stilurile de pantof, pe vârste, la vârsta de 20 de ani, purtăm tocuri? Da. Purtăm, purtăm tocuri cât mai înalte. În ultimul timp se tot, se fac banchete tot felul pentru mm -hmm. cei de la școală. Vin fetele care au banchetul de sfârșit a de 12, de exemplu, își doresc stocuri cât mai înalte, cât mai înalte. A fost moda aceasta în ultima perioadă cu platformele foarte înalte, platforma exagerată la pantofi, s-au căutat extraordinar de mult, dar. Până în 25 de ani. Deja după 25 de ani se observă clar un toc mai mic, mai versatil, 7-8 cm. Și doamnele de 40, 50, 60 de ani, ca și dumnealor. Se exact. uită acum? Noi, la noi avem foarte mulți clienți de această vârstă, deci majoritatea mm -hmm. clienților, piața țintă a noastră este undeva peste 35 de ani. Nu ne adresăm foarte mult sub 35. Exact din cauza tocurilor, pentru că noi mergem pe tocuri 7-8 cm, mm -hmm. iar ce trece de undeva de 45 de ani, chiar mai mic. 5 cm toc pătrat, să fie să fie ușor de încălțat, dar să fie confortabil și cu un calapot permisiv ușor lat. Și vânzările cum sunt? În momentul actual sunt foarte bine. Și timp de spre? Vindem spre mai bine, sperăm, pentru că a fost o perioadă foarte aglomerată vara. Se menține în continuare, încă sunt nunți, încă sunt evenimente, dar probabil undeva când va începe postul, se schimbă categoria de persoane. Vor pantofi de stradă, vor ghete cu blană, ce să țină cald de zi cu zi. Asta până în decembrie. Din decembrie se revine din nou la pantofi cu toc, pantofi cu sclipici, botine elegante pentru că urmează sărbătorile și atunci totul merge spre o linie roșu, sclipici și tocuri. Și cum adaptăm pantoful în funcție de momentele zilei? Dimineața încălțăm? Dimineața dacă mergem la muncă și avem un job care necesită un pantof cu toc, cu siguranță vom adapta un toc de 5-6 cm ca să-l putem să fim confortabile toată ziua. De obicei, dacă pleci dimineața din casă cu un pantof cu toc, te întorci abia la 6-7 seara, iar acesta trebuie să ofere super confort. Am înțeles și la prânz seara? Dacă trecem de ora 6 și ieșim în oraș, atunci tocul va trebui să fie ușor mai înalt, pentru că deja și ținuta se schimbă. Adaptăm o ținută smart casual, cu siguranță vrem un toc mai elegant și o poșetă adaptată. Diana, emisiunea noastră a ajuns la final. Mulțumesc pentru prezență! Eu mulțumesc! Doamnelor, domnilor, ne dăm întâlnire data viitoare. Toate cele bune!